Bine v-am găsit la știri! Astăzi este marcată Ziua Mondială a Sclerozei Multiple. Asociația SM Speromax Alba a organizat în Piațeta Obelisc un eveniment de informare și conștientizare a opiniei publice despre această afecțiune. În semn de solidaritate au fost lansate deasupra orașului baloane cu heliu. Campania de conștientizare este creată de Federația Internațională de Scleroză Multiplă, iar tema centrală din acest an este trăind cu scleroza multiplă. E o afecțiune destul de complexă, e o afecțiune neurologică, nu are nicio legătură cu o boală psihică, este doar o boală care îți dă un handicap fizic și este boala adultului tânăr, afectează pacienți tineri între 20 și 40 de ani, ești diagnosticat în floarea vârstei, dacă pot spune așa, când ești activ atât pe plan personal cât și profesional. În Alba Iulia, Ziua Mondială a Sclerozei Multiple a fost marcată de Asociația SM Speromax, care a desfășurat o acțiune de informare în Piațeta Obelisc. În județul Alba avem în jur de 150 de pacienți diagnosticați cu scleroză multiplă. Din păcate, doar 70 sunt în evidență Asociației SM Speromax Alba. La nivel național, în România, sunt în jur de 10.000 de pacienți, iar la nivel mondial, undeva la 2,5 milioane pacienți. Necesită tratamente de destul de scumpe. Tratamentele sunt între 800 și 1600 de euro lunar, ceea ce ne situează printre pacienții cronici cu cele mai scumpe tratamente din România și de la nivel mondial. Accesul la tratament este destul de dificil. Din cei 10.000 de pacienți la nivel național, doar 2.300 în momentul de față au un tratament care nu vindică, doar încetinește sau chiar stopează evoluția bolii. Momentul a fost completat de lansarea unor baloane cu heliu. Pe 30 mai se sărbătorește Ziua Internațională a Pacienților Bolnavi de Scleroză Multiplă. Și noi ne-am adunat aici să lansăm câte un balon ca semn de speranță pentru această boală neiertătoare câteodată. În România, campania de conștientizare și informare s-a desfășurat concomitent în 13 orașe în care există câte o organizație locală de scleroză multiplă: Alba Iulia, Bistrița, Botoșani, București, Câmpul Lung Moldovenesc, Constanța, Târgoviște, Deva, Piatra Neamț, Ploiești, Sibiu, Timișoara și Râmnicu-Vâlcea. Două spitale din județul Alba vor avea 4 posturi noi de medici. Sunt așteptați să vină pe post după terminarea celor 4 ani de rezidențiat într-un centru universitar, un medic neonatolog la Spitalul Județean Alba și 3 medici la Spitalul din Câmpeni. Peste 88,5% dintre candidații înscriși la sesiunea extraordinară a concursului de rezidențiat din luna mai 2012 au obținut punctaj de promovare. A avut loc repartiția rezidenților care au promovat examenul de rezidențiat pe post în data de 20 mai și au fost ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor. Pentru prima dată în acest an s-a făcut astfel repartiția. Au fost ocupate un post de neonatolog la Spitalul Județean de Urgență Alba și 3 posturi la Spitalul Orășenesc Câmpeni, un neonatolog, un pediatru și un specialist în recuperare medicală. Reamintim că la începutul acestui an, Ministerul a hotărât organizarea unui nou concurs de intrare în rezidențiat. Decizia a fost luată după ce un procent semnificativ de aproximativ 40% din posturile scoase la concurs în sesiunea din 20 noiembrie 2011 au rămas neocupate. Cele mai multe locuri și posturi rămase libere s-au înregistrat în specialitățile care înregistrează un deficit de cadre medicale în sistemul sanitar, ca de exemplu medicină de urgență, neonatologie, ATI și pediatrie. Ploile din ultima lună au produs pagube materiale și în județul Alba. Potrivit raportului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, mai multe localități au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice în perioada 14 aprilie-4 mai. Pagubele depășesc 63.000 de lei. Sub aspect meteorologic, luna aprilie a fost ușor mai rece și mai ploioasă prin comparație cu mediile lunare multianuale pentru județul Alba. În perioada 14 aprilie-4 mai s-au distins 2 intervale de timp în care local fenomenele hidrometeorologice au fost mai accentuate și au produs pagube materiale, decada a doua lunii aprilie și începutul lunii mai. În comuna Horea, creșterile de nivel din bazinul hidrografic al râului Albac au condus la avarierea zidului de sprijin de pe DN1 Albac Horea Beliș, pagubele înregistrate fiind de 59.000 de lei. Zi de sprijin la DN1 distrus,
pe o lungime de 40 de metri, valoarea 5.000 lei, 59,5. Cauza afectării acestei lucrări bibliotecii, acestui sit, este precipitații și topirea zăpezilor în zona montană. În comuna Buciu, două case inundate la subsolul, datorită răvărsării râului Plăișor. Avem totodată o pagubă înregistrată în comuna Valea Lungă, stâlp de energie electrică afectat 1, valoare 1,545, datorită alunecării de teren care a avut loc în comuna Valea Lungă. În ședința Comitetului pentru Situații de Urgență s-a ridicat și problema bugetului alocat pentru lucrările de întreținere a cursurilor apelor, îndiguiri și protejarea drumurilor. Amenajarea râului Arie și afluent, aval de acumularea Micuiești, regularizare râului Joazi pe sectorul Teiuș-Valea Mănăstino, îndiguire râului Mureș la Sărățău, îndiguire târna la mică cetate de Baltă și Veșona, regularizare Valea Ciorii la Baia de Aliș. De asemenea, sunt în curs de execuție și lucrările de regularizare Pianul la Strungar. În ultimii 20 de ani, și acest sector, cursurilor de apă, a fost subfinanțat. Vreau să vă spun chiar cifrele care colegul le-a prezentat. Sunt 2.406 km de cursuri de apă, care sunt îndiguiți doar 94 de kilometri. Foarte puțin. Sunt peste 300 de cursuri de apă în județul Alba, ați văzut că în plan noi relieful e 52% munți, 26% dealuri, și abia 22% sunt lungi și zone impresionare. Deci noi, prin potențialul natural, suntem predispuși la fenomene meteo-periculoase. Din fericire, fenomenele meteo-periculoase înregistrate în perioada 14 aprilie-4 mai nu au condus la pierderea de vieți omenești. Nervi întinși la maxim, așa se descrie starea șoferilor care au trecut prin intersecția de la stadion. Semafoarele intersecției s-au defectat de dimineață, iar până la ora 14 aglomerația a fost predominantă pe acel tronson. Defecțiunea a fost reparată în cele din urmă, iar traficul a revenit la normal. Nu este pentru prima dată când semafoarele de la stadion se defectează. Intersecția de pe Bulevardul Republicii este foarte des circulată, astfel că haosul este la el acasă în momentul în care semafoarele nu funcționează. Șoferii devin irascibili și își pierd răbdarea în astfel de situații. Ce părere aveți despre ce se întâmplă aici? Dezastru, e puțin spus. Nu interesează pe nimeni. Pe cine ar trebui să intereseze? Pe noi. Vin alegerile și avem grijă, da? Asta-i, tot necază-i pentru noi. Consum de carburant, uite, stai și nu știi care are prioritate. Groaznic, ca de obicei, când nu merg semafoarele. Ce trebuie să facem? Un sens giratoriu, părerea mea. Să fluidizăm circulația. Să nu uităm unde trăim. Și ne ocupă tot timpul. Foc să iardă cu ea de cu tot. Ce trebuie să facem? Treci de 10 ori. Ce trebuie să facem să evităm îmbolzeala, aglomerația? Să fac un sens giratoriu aici, fain. Și atunci nu mai trebuie semafoare. Nu? Da. Să fac un sens ca oamenii botezați. Încă de dimineață, cea mai importantă intersecție din oraș este foarte aglomerată. Dacă semafoarele nu funcționează, nu găsim nici polițiști care să dirigeze circulația. Un sfat firesc pentru șoferi ar fi să se înarmeze cu multă răbdare. După ce au fost sesizați de către o echipă Alba TV, polițiștii au luat măsuri, iar la scurt timp după semnalarea problemei, doi agenți au apărut în intersecția cu pricina pentru a dirija circulația. Ne-am sesizat în legătură cu faptul că în această intersecție nu funcționează semaforul electric și au fost luate măsuri pentru ca circulația rutieră în zonă, mai cu seamă în orele de vârf, să fie dirijată de către polițiști de la Biroul de Poliție Rutieră Alba Iulia. Problema a fost remediată total abia după ce semafoarele au fost reparate. Dacă pentru cei mai mulți elevi apropierea vacanței e prilej de bucurie, nu același lucru îl pot spune absolvenții de gimnaziu. Pentru ei se apropie examenele. Noutatea acestei evaluări naționale o reprezintă camerele video de supraveghere.
Elevii claselor a 8-a vor susține în perioada 25-27 iunie probele la limba și literatura română, limba și literatura maternă și matematică. Valoarea națională este pe ultima 100 de metri, suntem pregătiți cu organizarea examenului. Examenul se va desfășura în 86 de centre de examen, în toate școlile care au peste 13 elevi în școală. Valoarea lucrărilor se va face în 3 centre, repartizate în tot județul, la Câmpen, la Blaj și în Alba Iulia. Acolo supravegherea va fi făcută de către cadre didactice din școală, dar și cu ajutorul camerelor de luat vederi. Fiecare centru de examen va fi dotat cu cameră. Emoțiile nu i-au sfârșit odată cu aflarea rezultatelor, fiindcă în iulie se vor completa fișele de înscriere cu opțiunile elevilor și va urma repartizarea computerizată. Abia pe 16 iulie fiecare liceu va afișa lista cu candidații repartizați în acea unitate de învățământ. Până pe 26 iulie, elevii vor trebui să-și depună dosarele de înscriere la școlile la care au fost repartizați. Direcțiile de sănătate publică vor avea atribuții de control sporite. Conform declarației directorului DSP Alba Horia Timiș, se așteaptă publicarea unui ordin al Ministerului Sănătății prin care DSP-urile vor controla mult mai în detaliu activitatea spitalelor. Ministrul Sănătății Vasile Cepoi s-a aflat ieri în videoconferință cu directorii DSP din țară. Potrivit directorului Horia Timiș, întâlnirea virtuală a atins mai multe puncte, pornind la prezentarea echipei ministeriale și a directorului CNAS și până la emiterea unui ordin prin care vor fi sporite atribuțiile de control a direcțiilor de sănătate publică. Practic se va da puteri mai mari DSP-urilor. DSP-urile vor începe parte de control împreună cu casa pe spitalele din județul Alba. Spitalele vor fi în permanență monitorizate de către direcțiile de sănătate publică. Astfel vor fi verificate lunar execuțiile bugetare și în special achizițiile făcute de fiecare spital. Vom avea un departament care va controla și partea de achiziție a spitalelor, partea de achiziție medicamente, prețul la care au fost achiziționate medicamentele, dacă au medicamente pe stoc, exact așa cum e în contractul pe care l-are spitalul cu casa de asigurări și au obligația să aibă, dacă au stocul de medicamente pe aparat, adică pe secție, în funcție de legislația în vigoare. În caz că n-au stocul, spitalele sunt obligate să publice lipsa medicamentelor pe site-urile lor, inclusiv pe site-ul DSP. De asemenea, se va urmări respectarea legislației privind decontarea rețetelor eliberate de spital pe perioada spitalizării. Există o legislație uitată de spitale cu privire la decontarea medicamentelor din spital. Prescrise în timpul internării, exact. Procedura este cerere la spital cu copie după chitanțele și atașată rețeta care a fost eliberată de medicul din spital. Iar dacă nu își primesc banii de la spital pe medicamente, se adresează iar Direcției de Sănătate Publică. În opinia Ministrului Sănătății, dar și a directorului DSP Alba, aceste măsuri suplimentare de control a spitalelor nu sunt altceva decât un mod de a proteja sistemul de acuze nefondate. Cea de-a 61-a promoție a Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul din Alba Iulia și-a luat astăzi la revedere de la colegi și profesori. Astfel, absolvenții claselor a 12 au făcut schimb de clase, lăsând în locul lor pe colegii din clasa 11-a. Promoția 2012 a Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul, denumită Neagoe Basarab 500, și-a luat astăzi la revedere. Aflați la finalul celor 4 ani de educație în spirit militaresc, cei 87 de elevi și-au auzit numele strigat în catalog pentru ultima dată. Vădit emoționați, absolvenții au făcut schimb de clasă, dar și de poze cu colegii lor, au stat de vorbă și au primit ultimele sfaturi din partea comandantului Marcel Domșa și a profesorilor diriginți. E un moment extrem de important în viața și familia voastră, la urma urmei, pe care dacă știți să
gestionați cum trebuie, vă poate crea motive de mari satisfacții ulterioare. Este foarte important să deschideți bine ochii acum pentru ceea ce va urma. Ați încheiat o etapă importantă, dar urmează două etape mult mai importante. Și în acest sens, ne-am bucurat cu toții dacă nu ne-ați dezamăgit. Având în vedere că încheiem un capitol, că adolescența, ca să spunem așa, primește sărutul maturității, nu mai suntem acei adolescenți care am pășit atât de timid pe băncile școlii când am venit, vreau să mă văd undeva în luna august. Vreau să mă văd undeva mândră de voi. Nu că acum n-aș fi mândră, dar vreau să fiu și mai mândră de voi. Vreau să vă văd pe toți studenți la Academie. Vreau să vă văd pe toți fericiți în viață, cu familii pe care să le iubiți, cu părinți mândri de voi, de ceea ce ați realizat. Și când ne vom întâlni undeva peste ani, să putem să privim toți cu fruntea sus, pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce am fost, dar mai ales pentru ceea ce vom fi. Au fost 4 ani în care ne-am maturizat, au fost 4 ani în care am învățat multe lucruri și în care ne-am format și din punct de vedere al caracterului, personalității și ca oameni, pur și simplu ca oameni. Ai văzut vreo diferență în bobocul care a venit acum 4 ani aici și acum absolventul de clasa a 12-a? O diferență uriașă. Am intrat copil, sincer, am intrat copil, nu neapărat mămos, dar foarte atașat de familie, iar acum pot să spun că sunt pregătit pentru ceea ce urmează, Academie și viață. Anii de liceu înseamnă, am însemnat totul, pot să zic. Pentru că la început, când am pășit aici, eram, nu știam unde, nu știam ce să fac, nu știam absolut nimic. Acum, când privesc în urmă, e altceva, e complet diferit, s-a schimbat totul de când am pășit aici. Pot să zic că a fost o experiență, cea mai frumoasă experiență din viața mea și merită trăită. Și chiar dacă aș fi în postura să dau înapoi, să fiu acum la începutul clasei a noua, aș mai da încă o dată aici. Gânduri de viitor tot înspre cariera militară? Da, vreau să întâi bacul, să termin cu bine liceul, să iau bacul, să intru la academie și cadru militar. După această simbolică ceremonie de schimbare a claselor, absolvenții claselor a 12-a vor trece prin emoțiile bacalaureatului, iar în luna august testele de intrare la Academia Militară. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă venită în sprijinul tinerelor familii. Proiectul de lege prevede scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 10 ani a persoanelor fizice care achiziționează o locuință prin programul Prima Casă. Propunerea legislativă vizează modificarea legii privind codul fiscal și are ca inițiator parlamentară din diverse formațiuni politice. Asemenea, scutiri la plata impozitelor pe clădiri pentru persoanele care își cumpără o primă locuință sunt prevăzute și în legislația unor țări europene precum Marea Britanie, Franța sau Belgia. Proiectul urmează a fi dezbătut și în Camera Deputaților ca forum parlamentar decizional. Mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Acesta este mesajul pe care l-au transmis astăzi jandarmii și polițiștii din Alba Iulia. Structurile Ministerului Administrației și Internelor au distribuit pliante și au oferit albaiulienilor informații despre legislația electorală în vigoare. Campania inițiată de Ministerul Administrației și Internelor are drept scop informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la sancțiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal și a mitei electorale. Prin această acțiune dorim ca de fiecare dată, prin acțiunile făcute de noi în cadrul acestei campanii, intitulată Mita și votul ilegal înseamnă închisoare, dorim să transmitem tuturor cetățenilor mesajul formulat de Ministerul Administrației și Internelor și care spun eu că este suficient de sugestiv, acela că primirea de foloase necuvenite legate de acest proces electoral reprezintă infracțiune și se pedepsește conform legii. De asemenea, vrem să le spunem cetățenilor că nu doar cel care oferă mită este pedepsit, ci și cel care primește. Ce înseamnă, de fapt, această mită electorală? O să vă spun ce nu înseamnă. O să vă spun că oferirea de fluturaș, oferirea de șăpcuțe, de acele băscălii cu semnele sau înscrisurile unui anumit candidat nu înseamnă mită electorală. Însă dacă acele calendare, acele însemne trecute pe o băscălie sunt introduse într-o plasă alături de un zahăr, un kilogram de
orez, un litru de ulei, cu siguranță această faptă este infracțiune și va fi pedepsită ca atare. Pedeapsa pentru astfel de faptă este închisoarea cuprinsă între 6 luni și 5 ani. Albaiulienii aflați astăzi pe principalele artere din oraș au primit informații despre legislația electorală în vigoare, în special cu privire la sancțiunile pe care le riscă. Suntem într-o campanie de informare și conștientizare cu privire la faptul că mită și vot ilegal înseamnă închisoare. Cred că ați văzut mesajul acesta în media. Da, peste verso, o faptă de natură penală, eventul întâlnit în campanie electorală, o faptă care înseamnă închisoare. Sunt foarte bine dacă s-a aplicat. Este un lucru bun că gândiți astfel, în modul acesta, sunați la 112 în cazul în care observați încălcări ale legii electorale. Noi vom fi acolo. Campania Mita și votul ilegal înseamnă închisoare se desfășoară pe plan național. Activitățile de informare și conștientizare a cetățenilor vor continua pe toată perioada desfășurării campaniei electorale. Ultimul recensământ indică faptul că populația din Alba scade de la an la an, aspect îngrijorător contabilizat și pe plan național. România are la ora actuală o populație de aproximativ 20 de milioane de locuitori. Conform recensământului, județul nostru numără aproape 343.000 de locuitori, din care aproximativ 16.000 etnici maghiari și 15.500 etnici romi. Comparativ cu recensământul din 2002, depopularea cea mai drastică s-a consemnat în municipiul Aiud, unde populația a scăzut cu 7.000 de persoane. În statistica respectivă urmează Alba Iulia cu o diminuare de 5.000 de persoane, iar apoi Sebeș, Cugir și Ocna Mureș, fiecare localitate în parte cu aproximativ 3.000 de persoane mai puțin față de recensământul din 2002. La nivel de orașe, situația populației este cu aproximație următoarea. Alba Iulia are 61.000 de locuitori, Sebeș 25.000, Cugir 23.000, Aiud 22.000, Blaj 20.000, Ocna Mureș 12.500, Zlatna 7.500, Câmpeni 7.200, Teiuș 7.000, Abrud 5.500 și Baia de Arieș 4.000 de locuitori. Pe plan național, din totalul populației, aproximativ 1.230.000 sunt etnici maghiari și 620.000 etnici romi. În privința acestora, din urmă, e posibil ca cifrele să nu reflecte realitatea, întrucât apartenența etnică s-a realizat pe baza declarației fiecăruia în parte. În opinia multora, numărul etnicilor romi îl depășește pe cel al maghiarilor, ajungând undeva la circa 1.500.000 de persoane. Cert e că doar romii au înregistrat o creștere în raport cu recensământul din 2002. Este vorba de un spor de peste 15%. Palatul Parlamentului găzduiește vineri pentru prima dată în România o conferință la nivel de prim-ministri din statele membre ale grupului Prietenii Coeziunii. Tema reuniunii va fi cadrul financiar multianual al Uniunii Europene 2014-2020. Cu această ocazie, la București se vor afla reprezentanți din Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania, precum și ai Comisiei Europene. În cadrul reuniunii vor avea loc sesiuni, discuții și întâlniri la care vor participa oficialii celor 16 state. Evenimentul reunește țările interesate de menținerea politicii de coeziune a UE în contextul discutării noului cadru financiar 2014-2020. România este una dintre susținătoarele politicii și de coeziune care vizează menținerea politicilor prin care se alocă fonduri statelor mai puțin dezvoltate pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare al mediei Uniunii Europene. Această reuniune va însemna și o pregătire pentru Consiliul European din iunie, când se va discuta și despre viitorul cadru financiar european. Cabinetul Ponta intenționează să impoziteze suplimentar cu încă 16% suma din pensie sau salariu care depășește 4.500 de lei pe lună. Noul sistem de impozitare are în vedere doar sectorul bugetar și ar putea fi aplicat începând de anul viitor. Guvernul vrea să aplice din 2013 cote diferențiate de impozit în funcție de nivelul retribuției din zona bugetară. Pentru veniturile mari de la buget de peste 4.500 de lei pe lună, s-a luat în calcul o taxă de solidaritate de 16%, plus încă 16% peste ceea ce depășește 4.500 de lei. Premierul Victor Ponta a solicitat Ministerului Finanțelor o cifră exactă a persoanelor care primesc pensii și salarii de peste 4.500 de lei lunar. Ex-premierul Mihai Răzvan Ungureanu a anunțat la începutul săptămânii că va lansa un ONG care se va numi Inițiativa Civică de Centru-Dreapta. Organizația va colabora cu orice forță politică de centru-dreapta validată. Misiunea ONG-ului este reactivarea electoratului de centru-dreapta, dar și a societății civile, dezamăgite de prestația și de oferta partidelor de pe acest palier politic. Inițiativa fostului premier va fi pusă pe picioare cel mai probabil după alegerile locale din 10 iunie.
Organizatorii celei de-a noua ediție a concursului național Mesajul meu antidrog au recompensat astăzi câștigătorii etapei județene. Peste 200 de elevi din învățământul preuniversitar au participat cu lucrări la cel puțin una din cele 5 secțiuni. Concursul are drept scop prevenirea consumului de droguri în mediul școlar prin implicarea elevilor în activități extrașcolare de petrecerea timpului liber. S-au implicat în acest proiect 232 de tineri elevi. 58 dintre aceștia au fost premiați cu sume în bani, 3.000 de lei din partea Primăriei Municipiale Alba Iulia și 3.000 de lei din partea Consiliului Județean Alba. Concursul s-a desfășurat pe 5 secțiuni și pe 2 grupe de participanți, elevi de gimnaziu și de liceu. Elevii care s-au clasat pe locurile întâi la faza județeană vor merge pe toate secțiunile la faza națională. Și aici vorbesc de secțiunile eseu literar, pagină web, fotografie digitală antidrog, film antidrog, spot antidrog, arte vizuale. Pentru cei mai mulți dintre concurenți, aceasta nu a fost prima experiență de acest gen. Anul acesta, eleva Laura Todică de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan Alba Iulia s-a aflat la cele 5-a participare și se numără din nou printre câștigători. Chiar în trecut am luat locul întâi și pe faza națională și anii precedenți am luat. Și anul acesta? Premii. Anul acesta am luat locul întâi la județ și vedem ce se va întâmpla la faza națională. De ce participi cu atâta consecvență la acest tip de concurs? Mi se pare un concurs care dezvoltă omul. Este o campanie foarte importantă, deoarece mulți tineri cad pradă acestui drog, acestui, chiar pot să-l numesc un drog, pentru că chiar și tutunul, alcoolul și drogurile fac parte din această categorie. Este un viciu, de fapt, și consider că e o promovare foarte frumoasă. Am mai participat și în anul trecut și am luat locul 2, acum 2 ani la secțiunea arte plastice. Anul acesta am luat locul 3 la secțiunea pagină web și anul viitor sper să am multe premii la mai multe secțiuni. De ce particip la acest concurs? Pentru că îmi place, vreau să transmit un mesaj propriu despre droguri. Am mai participat și în anii trecuți și mi se pare, îmi place tema. Ce premiu ai obținut anul acesta și la ce secțiune ai concurat? Am obținut locul 2 la secțiunea arte vizuale pictură. Elevii au fost recompensați de organizatori cu diplome și premii în bani, 140 de lei pentru locul 1, 100 de lei pentru locul al doilea și respectiv 80 de lei pentru cei clasați pe poziția a treia. Partenerii locali care au sprijinit inițiativa Centrului Antidrog Alba sunt Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Instituția Prefectului Alba, Inspectoratul Școlar al Județului Alba și Direcția pentru Sport și Tineret Alba. Grupul sud-corean Samsung Electronics a lansat marți ultimul său smartphone Samsung Galaxy S3 pe 28 de piețe din Europa și Orientul Mijlociu. Lansarea vine în încercarea de a obține un avans consistent înainte ca rivalul Apple să vină cu o nouă versiune a modelului iPhone, transmite Reuters. Noul Galaxy S3 are o diagonală de 4,8 inch, un procesor quad-core de 1,4 GHz și 1 GB de RAM, ecran HD Super AMOLED cu o rezoluție de 1280x720 de pixeli și o cameră principală capabilă să înregistreze imagini la 8 megapixeli. Sistemul de operare este Android 4.0, personalizat cu interfața Samsung TouchWiz. Potrivit Samsung, până în luna iulie, un număr de 296 de operatori din 145 de țări din întreaga lume vor oferi clienților Galaxy S3, analiști estimând că noul smartphone va devansa recordul de 20 de milioane de unități vândute la nivel mondial, stabilit de predecesorul Galaxy S2. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Ieri au avut loc ultimele probe din cadrul Olimpiadei Militare de Vară. Sălile de sport ale Universității, Liceului Sportiv și Colegiului Militar au găzduit întrecerile sportive de handbal, basket și volei. Mâine dimineață va avea loc festivitatea de premiere la Colegiul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia.
Echipele angrenate în competiție au fost formate din elevii celor trei colegii militare. În sala universității s-au desfășurat competiția de handbal, unde echipa Colegiului Militar din Alba Iulia a ieșit învingătoare, iar echipele Colegiului Militar din Câmpul Lung Moldovenesc și Braza au terminat pe locurile 2, respectiv 3. Cum băieții din Alba nu s-au mulțumit cu locul 1 la handbal, aceștia au reușit să ocupe prima poziție și la întrecerea de basket, desfășurată în sala Liceului Sportiv din Alba Iulia. Având statut de gazde, elevii Colegiului Militar din Alba Iulia s-au simțit datori publicului și susținătorilor, astfel că au câștigat și proba de volei feminin disputată în sala Colegiului Militar. Jucătorii Unirii Alba Iulia, Adrian Pascal și Constantin Bumbac, vor îmbrăca tricourile alb-negre și în sezonul viitor. Cei doi au ajuns la un acord cu clubul Alba Iulian, care le-a prelungit contractele. Dacă Pascal a fost capitanul echipei în sezonul recent încheiat, nici Bumbac nu a fost mai prejos, fiind cel mai bun fundaș al echipei. Adrian Pascal a avut intervenții de mare goalkeeper, iar prestațiile sale au adus puncte frumoase echipei din cetate. Paradele sale și devotamentul au fost de ajuns ca portarul să rămână în continuare la echipă. De cealaltă parte, Bumbac din postura de fundaș a marcat cel mai frumos gol al său în partida cu Timișoara și a adus Unirii un punct într-un meci în care echipa avea puține șanse de câștig. Deposedările sigure și spiritul de luptător au șters cu buretele unele conflicte avute cu antrenorul Stelian German, care se va baza pe Bumbac și sezonul viitor. De zilele trecute cu Pascal, acum vreo două săptămâni, am negociat și am ajuns la un consens și Pascal a semnat prelungirea contractului pe perioada de 2 ani, Bumbac pe perioada de 1 an. Președintele Unirist a declarat că în funcție de situația financiară a echipei vor mai fi contracte prelungite și jucători transferați. Mai sunt din echipa, din jucătorii care le expiră pe 36-a, le expiră contractele, mai suntem în discuții cu ei și mai suntem și în discuții cu alți jucători de la alte cluburi. Dar totul depinde de situația financiară pe care o sper să o avem mai bună de anul viitor. În această seară, echipa națională a României susține primul amical al verii în compania reprezentativei Elveției. Meciul va fi unul dificil pentru elevii lui Pițurcă, naționala Elveției fiind pe val după înfrângerea administrată Germaniei cu scorul de 5-3. Meciul va începe la ora 21:15. Selecționerul României a anunțat primul 11 în care se regăsește și Alba Iulianul Gicu Grozav. România va juca în poartă cu Lobonț, iar jucătorii din teren vor fi Pap, Chiricheș, Găman, Raț, Borceanu, Costin Lazar, Torje, Gicu Grozav, Tănase și Daniel Niculae. Din naționala Elveției nu vor lipsi Benalio, Senderos sau autorul hat-trick-ului din partida cu Germania, Derdioc. Emoțiile românilor și în special ale Alba Iulianilor se prelungesc datorită convocării lui Grozav la naționala României. Însă el nu este singurul fotbalist chemat la loturile naționale, Nicușor Stanciu fiind capitanul naționalei Under-19 a României, care cu o victorie în fața Serbiei se va califica la Europeanul din Estonia. Întrebat de evoluțiile celor doi, președintele Unirișilor ne-a declarat că acești doi jucători sunt o mândrie pentru orașul Alba Iulia și sunt bucuros și suntem bucuroși când vedem că sunt selecționați la loturile naționale jucători de la Unirea. Sunt doi jucători de mare talent și sper să ambiționeze și ceilalți jucători care vin din urmă să ajungă la fel ca ei, să prindă să joace la echipa națională. Acestea au fost știrile sportive, rămâneți în continuare pe Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Astăzi vremea s-a încălzit ușor, dar se menține în general instabilă. Cerul este temporar noros, însă aversele însoțite de descărcări electrice se vor opri odată cu lăsarea serii. Izolat, cantitățile de apă depășesc 15 litri pe metru pătrat. Vântul suflă slab și moderat, iar presiunea atmosferică va mai crește ușor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 18 și 27 de grade, iar cele minime între 7 și 15 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 16 grade la Alba Iulia și Aiud, 17 grade la Sebeș, 15 grade la Blaj și 13 grade Celsius, înregistrează termometrele la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre mai coboară câteva trepte, astfel încât vom găsi 11 grade la Alba Iulia și Aiud, 12 grade la Sebeș, vor fi 10 grade la Blaj și 9 grade Celsius la Câmpeni.
Vremea va avea un aspect instabil și mâine, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice local, la deal și la munte. În rest, cerul va fi variabil, iar fenomenele asociate instabilității atmosferice se vor semnala doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade și cele minime între 6 și 15 grade, ușor mai coborâte în depresiuni. Așadar, aproximăm regimul termic de mâine, situându-se în jurul a 24 de grade la Alba Iulia și Aiud, 25 de grade la Sebeș, vor fi 23 de grade la Blaj și 20 de grade Celsius la Câmpeni. Valori foarte asemănătoare cu cele de astăzi, de altfel. Poi mâine cerul va fi temporar noros și se vor semnala averse și descărcări electrice pe arii extinse. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, iar cele minime între 7 și 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!